formați un pic stilul de lucru un pic mai diferit. După am prins gustul competiției, am mers mai departe la diverse concursuri și așa am ajuns să colindăm toată lumea și peste tot să luăm locul. Ce am mai făcut noi foarte interesant, acum 3 ani de zile, în cauza că deja lumea auzise despre noi, ne contactau foarte mulți copii, foarte multe persoane, ne-am gândit să încercăm un pic să democratizăm robotica. De ce? Tot ce vă povestesc eu, participările la concurs, cumpărătă pieselor, îl cumpărăm și cumpărăm în continuare din fonduri proprii. Adică este foarte costisitor să pui cap la cap un robot și în același timp să deși organizezi logistic să pleci. Și am reușit să aducem concursul în țară. Asta a fost, cred că, cea mai mare realizare a noastră. Și chiar acum 3 ani de zile, inclusiv în Craiova, am fundat 2 echipe de robotică, una dintre ele fiind la Colegiul Frații Buzești. Și chiar ne-am calificat cu ei acum 3 ani de zile, prima oară, când am fost cu ei la campionatul mondial. Foarte interesantă care a fost. Odată că am oferit șansa și copiilor din afara Bucureștiului să aibă acces la tipul de robotică un pic mai diferit, adică nu doar un mindfulness sau o programare simplă. Gândiți-vă că sunt roboți destul de mari, cum ați văzut în film, care sunt programați în Java și controlați direct de copii. Și în momentul acela apare adrenalina. Tu conduci robotul, tu faci alianțe cu alte echipe, câteodată unii te trag în piept, vezi cum e să pierzi, vezi cum e să câștigi, cum să lucrezi în echipă și vezi că depinzi foarte mult de alții. Încă totdeauna s-au luptat 4 roboți, 2 contra 2, e direct un control. Partea interesantă e că ai nevoie și de imprimantă 3D. Noi am dus fiecare echipe câte imprimantă, i-am învățat cum să o folosească. Și multe dintre liceele din țară, atunci au fost 54 la număr, aveau niște dotări foarte, foarte sărăcăcioase. Adică nici nu aveau calculatoare, erau demoralizați, mulți credeau doar că am venit în glumă, i-am mergit cu un robot și după nu le mai aduce nimic. Dar până la urmă a fost aventura vieții lor, fiindcă au văzut ceva diferit. Cei din America au făcut un studiu interesant să vadă ce se întâmplă cu copiii care participă la concursul de robotică. Fiindcă, cum vă ziceam, scopul cel mare ar fi ca acei copii să iasă din mediul lor, să zic așa, de confort și să meargă mai departe spre o facultate de domeniu. Și incredibil, foarte, foarte mulți copii, aproape 100%, se duc mai departe la facultate. Mi-aduc aminte când vorbeam cu copiii de acum 9 ani de zile din echipa de voluntari, întrebam ce vreți să facă mai departe. Și mulți erau ori derutați, alții doar vreau să se ducă în Anglo de la Europa să se angajeze, să care mai fa sau pur și simplu să facă chestii. Da, nu e un lucru rău, doar că, adică nu-și doreau mai mult. Ei vedeau, se vedeau limitați doar la liceu și atât. Și după toți dintre ei s-au dus la facultate, unii în domeniul tehnic, alții nu, dar măcar e mulțumirea că a rămas ceva în urma ta și au fost doar